Emisiunea din această seară nu este o coincidență. Ea a fost antamată în urmă cu 2 săptămâni. Și în această seară vom prezenta Slatina în oglinda reală. Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor. Începe imperativ. Invitatul meu și în mod special al noastră în această seară este domnul Cristian Cizmaru, City Manager sau administrator public în cadrul primăriei municipiului Slatina. Bună seara, domnule Cizmaru, mulțumesc pentru prezența. Bună seara și vă mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule Cizmaru, sunt foarte multe teme pe care o să le abordăm, sunt foarte multe întrebări. Aș vrea să începem în schimb pentru că ați avut astăzi un eveniment pe primărie. Practic ați inaugurat ceva, ce ați inaugurat astăzi, după care o să intrăm în temele care interesează pe toată lumea. Da, săptămânile anterioare am fost și am făcut recepția la terminarea lucrărilor la acel proiect pe fonduri europene la Colegiul Economic PSA Aurelian și bineînțeles că nu ne-am oprit acolo cu investițiile și practic am zis să îi dăm acestui liceu din punct de vedere structural o nouă față și atunci am mers în paralel pe bugetul local cu investiții în ceea ce privește amenajarea unui teren sintetic de fotbal, pentru că platforma betonată de era în curtea școlii era foarte degradată, nu se putea practica absolut niciun sport pe el și de asemenea o reabilitare integrală a sălii de sport cu o suprafață de joc adecvată pentru practicarea sporturilor și pentru practicarea orelor de educație fizică. Bun. Cartoful fierbinte din ultima perioadă, doamnelor și domnilor, este așa cum știți sau probabil nu știți, că nu e obligatoriu să știți, sala polivalentă. Domnule Cizmaru, astăzi a prestat o altă manipulare în conferința de presă a primului om de la sectorul 5 care a venit prin numire la prefectura Olt. Și cu năravul omologat deja, eu pot să spun lucrul ăsta și chiar o fac, chiar o să spun, am mințit din nou. Pentru că sala polivalentă, un cartof fierbinte pe care s-a cățărat un TikTok ca să-l paseze mai departe. Sala polivalentă spune domnul de la sectorul 5 în felul următor. Coincidență sau nu, la o săptămână, după ce am semnalizat că dânsul semnalizează și tot așa semnalizează ce vrea și cum vrea, o minciună azi în conferința de presă, o mare minciună, o altă mare minciună, la o săptămână după ce a semnalizat, primăria municipiului Slatina a decis să reactualizeze indicatorii pentru sala polivalentă. Până să spună domnul Cizmaru, care este vocea autorizată și în temă să spună, vreau să vă spun așa, că semnalizarea s-a făcut în 3 octombrie și că aici este de fapt minciuna, pentru că adresa primăriei Slatina, taxată de altfel de mine pentru faptul că nu a fost făcută în ziua în care a fost primită pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economice ai sălii polivalente de la CNI, ați primit-o când, domnule Cizmaru? Pe 26 septembrie. Vă rog să o arătați la cameră. V-am cerut să veniți cu adresa și vă rog să faceți lucrul ăsta. Este subliniat. Este pe adresa oficială de mail la primăriei municipiului Slatina, dacă puteți să dați un zoom. Imediat să regleze colegii mei din emisie, țin neapărat. Exact. Da? Da. Da? Dacă se poate, puțin mai mare. Este subliniat cu marcă. Ca să se vadă exact. Și de pe acoperișul prefecturii. Data este de pe adresa Companiei Naționale de Investiții. Și pe adresa oficială a primăriei municipiului Slatina, transmisă în data de 26 septembrie. Deci, pe 26 septembrie, ca să punctez eu așa imperativ, pe 26 septembrie, CNI trimite adresa oficială către primăria Slatina pe mailul instituției pentru reactualizarea indicatorilor tehnico-economici. Semnalizarea pe TikTok-urile de rigoare, la care nu le mai știm numărul, de aia cred că ne-am și încâlcit azi în conferința de presă. Și nu am descălcit
lucrurile. S-a făcut pe 3 octombrie. Deci pe 3 octombrie, astăzi, suntem în 19 octombrie și astăzi, semnalizarea de pe 3 octombrie a mai produs o altă mare manipulare printr-o altă mare minciună. Bun, domnule Cismaru, intrăm pe sala polivalentă a primăriei Slatina. Ați întors, nici nu știu cum să le leg, că ele se leagă între ele, dar nu știu cum să le fac de așa manieră încât să înțeleagă foarte, foarte bine cei de acasă. Pentru că emisiunea asta nu este o coincidență, nu este făcută în mod special pentru cineva, este făcută pentru dumneavoastră cei de acasă, ca să vedeți până la urmă realitatea așa cum este ea, cu bune, cu rele, cu mai puțin bune, că n-am de gând în această seară nici să torn cenușă în cap primăriei Slatina, dar nici să o acuz de lucruri care nu sunt adevărate. Bun, ați avut, haideți să începem așa, cu ședința de Consiliu Local, de în urmă cu două săptămâni, dacă nu mă înșel, pe care v-a întors-o de pe acoperișul prefecturii, da? Asta s-a întors, urmează să fie ținută mâine, este anunțată și prezența, o prezență în care spune, atrag atenția primăriei să-și facă treaba, pentru că primăria doarme în ghete, nu doarme în ghete, nu joacă nici șah, face ce trebuie și când trebuie. De ce? Prima întrebare. De ce vi s-a întors acele proiecte de hotărâre și de ce pe acea hotărâre de Consiliu Local pe care ați convocat-o de îndată spune prefectura Olt că nu sunteți în legalitate? Bun. Am să încep prin a vă explica foarte clar articolul de lege invocat și până la urmă parțial în acel live citit acel articol de lege cu forța majoră și cu situații imprevizibile și așa mai departe. Da, cu exemplu cu incendiu, dacă mi-aduc bine aminte. Această ședință, într-adevăr, un incendiu la spital, care, da. O ședință convocată de îndată, da? Deci, articolul 134, punctul 4 din Codul Administrativ ne dă această posibilitate ca în cazuri, și citez direct din articol, de forță majoră slash și sau maximă urgență. Atenție, maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai orașului, ai municipiului, ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, și aici închei citirea mea din articol de lege. Ați reținut, da? Maximă urgență. Îmi susțin punctul de vedere și acesta este punctul de vedere al primăriei. Maximă urgență pentru noi înseamnă colectarea gunoiului de pe raza municipiului Slatina. Dacă vă uitați pe lista de proiecte, veți vedea cele trei proiecte care au fost introduse pe ordinea de zi, unul dintre ele și cel mai important fiind acesta, prin care noi am fost notificați de către operatorul de salubritate. Am toate aceste adrese și le poate verifica oricând prefectura și cine mai dorește, pe persoană fizică sau pe persoană juridică. Astfel încât să vedeți facturile înregistrate în sistemul RoFactura, pentru că așa se transmit, acest operator economic care, în baza SMID-ului, acelui sistem integrat de colectarea de management, da, de colectarea deșeurilor de pe raza municipiului, este obligat conform legii să factureze lunar întregului județ, sau mă rog, unde a câștigat licitațiile peste tot pe unde are prestare de servicii, este obligat să factureze inclusiv de către finanțe, pentru că altfel vă dați seama, s-ar eschiva cumva, ar putea fi interpretat acest lucru, că se eschivează de la plata TVA-ului nefacturând. Bun, n-am să intru foarte mult în detaliu. Avem facturi scadente la Direcția de Patrimoniu din lunile iunie, care odată conform legii 273, după care noi funcționăm, administrația publică locală, da, odată ce aceste plăți devin restante, ele se transmit către finanțe, odată ce ele devin arierate, noi, dacă nu reducem aceste arierate cu 5% pe fiecare lună, riscăm să ne blocăm, în sensul că ni se sistează alimentarea cu cote defalcate
din impozitul pe venit de la București, de la Ministerul Finanțelor. Doi la mână, acest operator economic este oricând îndreptățit pentru că are un termen scadet de 15 zile conform legii, este iar această factură constituie titlul executorului. Poate oricând să vă blocheze să ne blocheze conturile. Corect. Noi avem nevoie de extrase, noi avem nevoie de certificate fiscale pentru implementarea acestor proiecte și mai mult și lucru cel mai urgent din punctul meu de vedere a fost faptul că am primit această notificare, întrucât există facturi restante din iunie 2023. Vă învederăm faptul că vom sista colectarea gunoiului pe raza municipiului Slatina. Da? Da. Bun. Mai departe o să zic că... Mai făceam un live. Mai departe o să facem un live urmare acestei emisiuni și o să spunem proastă administrație, nu știți să vă dozați banii, de ce n-ați avut bani în buget, duceți banii pe alte lucruri. Am să spun următorul lucru. Tot conform 273-ului pe care i-aș invita pe cei care comentează să-l studieze, avem o prevedere în care în caz de încasare pe taxe și impozite locale mai puțin de 97%, ceea ce este și cazul Slatinei, avem un grad foarte mare, dar este până în acest plafon de 97%. Nu cred că există oraș cu încasare 100% taxe și impozite locale. Da? Fundamentarea bugetului pe anul viitor se face maxim la nivelul încasărilor anului anterior. Lucru făcut de primăria municipiului Slatina. Să nu uităm când a intrat în vigoare această taxă, când a fost instituită sub formă de taxă, la jumătatea anului 2022. Da? Bun. Deci noi am încasat această taxă de la cetățeni 6 luni de zile. Încăsând-o 6 luni de zile, n-am avut an complet. Când am făcut fundamentarea pentru acest an, am făcut-o la nivelul încasărilor de anul trecut, inclusiv pe acest capitol, pe taxa de salubrizare. Implicit, n-am putut să ne ducem decât în nivelul acela. Dar acel nivel nu reflecta un an de zile, reflecta 6 luni de zile. Am mers cu plăți către operatorul de salubritate cât? 6 luni de zile. Cât a fost și estimat. În momentul de față, fiind an complet, au început să fie încasări pe taxa de salubritate, că de acolo aia a fost sursa banilor pe care i-am rectificat, tot pentru taxa de salubritate, pentru a-i plăti operatorului. Așa se procedează conform acestui contract la nivel de județ. Da? Încasez taxa de la cetățean și plătesc operatorului de salubritate. Bun. Având aceste depășiri față de bugetul previzionat, exact pe acel capitol, am luat aceste sume și le-am rectificat ca parte de venituri, pentru că era normal, ele nu figurau, erau doar ca parte de încasări, și ulterior ca parte de cheltuieli prin acele hotărâri de Consiliu Local. Dacă aceasta nu este o maximă urgență... Pentru că, repet, și vreau să o repet și să înțeleagă cei de acasă, dacă nu făceați lucrul ăsta, conturile primăriei Slatina puteau fi blocate în orice moment. Dar, repet, cel mai important și cel mai rău lucru care se putea întâmpla, da, era sistarea colectării și gunoiului. Sistarea colectării, da. Gândiți-vă ce înseamnă sistarea colectării gunoiului pentru o lună de zile. Ne știa toată țara, iar. Da? Ca pe gândaci la spital. Și atunci, în opinia dumneavoastră, în opinia cetățenilor municipiului Slatina, avem justificare pentru acest lucru sau nu avem justificare? Da, e o maximă urgență. Din punctul nostru de vedere este justificare legală și vom ataca acel act prin care ne-au fost revocate aceste... Vom merge pe toate căile legale. Și sunt sigur că vom veni și cu un răspuns pozitiv din partea instanței. Bun, o să ne întoarcem la ceea ce înseamnă taxa de salubrizare a noastră a cetățenilor, către dumneavoastră, către primăria Slatina. Pe parcursul emisiunii vreau să revenim, domnule Cismaru, la această sală polivalentă. Da. Am spus-o foarte clar, semnalizarea s-a făcut nu cu o săptămână înainte, și după ce adresa din 26 septembrie a fost primită oficial pe mailul primăriei de la CNI. Și acum haideți să revenim la ce veți face mâine în ședința Consiliului Local pe ceea ce se cheamă investiție sală polivalentă. Și vreau să explicați pe înțelesul tuturor, inclusiv pe înțelesul TikTok-ului, care vă acuză de faptul că mâine ați prins în hotărârea Consiliului Local
ajustarea indicatorilor tehnico-economici, așa cum vă cere prin adresa trimisă din 26 septembrie CNI. Dar spune așa, sunteți acuzați că trebuie să găsiți sursa unei cofinanțări de 5 milioane de lei, iar acest lucru nu se regăsește mâine într-un proiect de hotărâre pe ordinea de zi. Aveți și o sugestie pe semnalizare, și anume că trebuie să luați acești bani sau puteți lua acești bani din cei 1,5 milioane de euro pe care îi dați pe iluminatul public festiv de Crăciun. O să ne întoarcem și la subiectul ăsta. Cum e cu polivalenta? Ce aveți mâine? Aveți cofinanțare? De unde luați cofinanțare? De ce n-aveți și acest proiect mine pe, de cofinanțare pe ordinea Consiliului Local, pe ordinea ședinței Consiliului Local? Cred că ar trebui să încep prin a preciza faptul că orice persoană este abilitată în a-și da cu părerea. Acum depinde în ce calitate. Dacă ne dăm cu părerea în calitate de, nu știu, persoane publice, ca să spun așa, da? Dacă mai punem aceste lucruri și pe site-ul primării, pe site-ul instituțiilor pe care le conducem, ar trebui ca aceste lucruri să fie bine fundamentate. Nu doar șoptite la ureche sau, nu știu, sugerate de către cineva sau... Dom'le, sunt făcute publice în conferință de presă, adică sunt dormiți în ghete, n-ați înțeles? Sau, din punctul meu de vedere, ar trebui, în primul rând, să ne aplicăm puțin asupra lecturii legislației locale, da, în special acest 273, care este o... Dă-te la o carte, adică la codul administrativ, cu destul alte cuvinte. De simplă. Da. Să pornim de la aceste definiții, pentru că ați văzut, așa începe fiecare legislație cu definiția termenilor, da? Aceste noțiuni de diferențe între credit bugetar și credit de angajament, lucruri elementare, ulterior să luăm firul tuturor etapelor care s-au întâmplat pe parcursul unui proces și unui proiect, da? Cum este acesta cu sala polivalentă, să ne formăm o opinie proprie, fundamentată, și abia ulterior să ieșim, să combatem, chiar să dezbatem în doi, fără nicio problemă. Să știți că lucrul ăsta poate fi făcut oricând a fost deschidere la primăria municipiului. O să aveți ocazia mâine în ședința Consiliului Local, cu siguranță. Cu drag. Pentru că este în folosul cetățenilor. Și poate mai dezmințim o grămadă de lucruri neadevărate. Repet. Ca să înțelegem, și o să o iau cu... Pentru că e foarte greu de citit în perioada asta, suntem foarte aglomerați, mai ales cu online-ul și cu absolut toate aspectele astea care țin de virtual, de TikTok-uri și așa mai departe. Da. Probabil că latura cealaltă de lectură și este puțin neglijată. Am să încep să fac pentru cetățenii municipiului Slatina. Probabil că încă nu știm care ne e locul și unde ne aflăm. Un scurt istoric asupra sălii polivalente. Dar această structură a fost preluată de către Compania Națională de Investiții în 2014, da? Bun. S-a semnat un protocol de către Primăria Municipiului Slatina, un parteneriat cu Compania Națională de Investiții, în care noi veneam cu anumite sarcini, da? Printre care și plata unei sume, unei cofinanțări de aproximativ 15 milioane de lei. Dacă se uită cineva care se pricepe în lista noastră de investiții a primăriei municipiului Slatina, o să observe cum suma, pornind de la cei 15 milioane de lei, a fost trecută în buget și acest obiectiv cu construirea sală polivalentă, pentru că aveam obligativitatea conform protocolului, da, asumat de asemenea prin Consiliul Local, aveam obligativitatea ca noi să avem acești bani, da? Avem schimburi de hârtii cu CNI pe toată această perioadă, în care se făcea inclusiv o previziune anuală. Gândiți-vă ce ar fi însemnat să ținem din 2014 15 milioane de lei blocați an de an, an de an, an de an, și din ei să se plătească o parte, un procent pe care îl plătea primăria, aferent fiecarei categorii de lucrări, începând de la partea de proiectare. Bun. Între timp, pentru stadiul fizic actual, da, proporțional, primăria municipiului Slatina a plătit în medie 10.500.000 din cei 15 milioane. Diferența de 5 milioane există, asta vreți să spuneți. Diferența de 5 milioane a fost
a rămas în lista de investiții a primăriei municipiului Slatina, pentru că era obligativitate legală acel protocol și acea predare, primire, amplasamentul fiind în continuare la Compania Națională de Investiții, cu pază proprie, nu știu cum se poate intra acolo, dar probabil cu, la o înțelegere da, cu paznic. Da, Compania Națională de Investiții plătește o firmă de pază, da, cu o sumă considerabilă, am intrat și eu pe SICAP și am văzut lucrul ăsta, pentru paza obiectivului sală polivalentă, așa cum e ea acum. Care este predat la dânsii. Bun. Ne-a rămas această sumă de 5 milioane, da? Făcând diferența între creditul de angajament și creditul bugetar, vom vedea că în lista de investiții a primăriei municipiului Slatina, cei 5 milioane rest, conform protocolului anterior, există. Sunt sub formă de credit de angajament. Creditul de angajament înseamnă plafonul maximal pe care îl poți angaja. De aici vine și angajament, da? Bun, suma bugetată este doar de 1000 de lei. De ce? Pentru că Compania Națională de Investiții în momentul de față se află la faza de studiu de fezabilitate. Deci nu sunt cheltuieli. Deci am ține 5 milioane de lei blocați când pot să-i dau pe investiții. Domnule Cizmar, eu vă întreb în felul următor. Eu am înțeles ce ați spus dumneavoastră. Da. Am înțeles de la început care-i problema cu această sală polivalentă. Dar vreau să punctați foarte, foarte clar pentru cei de acasă și pentru toată lumea care, nu știu, încearcă așa să ne bage într-un joc al minților, al manipulării minților. Nu este nevoie mâine în ședința Consiliului Local de un alt proiect de hotărâre pentru identificarea sumei de 5 milioane cofinanțare și vă rog să mă corectați dacă eu am înțeles greșit, pentru că această sumă de cofinanțare există rămânând din restul de 15 milioane de lei prins în buget din 2014. Am înțeles bine? Cu o mică rectificare. Vă rog. Sunt cei 5 milioane de lei rămași din protocolul anterior, da? Iar cheltuielile neeligibile pe nou studiu de fezabilitate făcut de către Compania Națională de Investiții mai prevede suma de încă, pe ajustare indicator tehnici, nu? Încă 5 milioane de lei sunt niște cheltuieli neeligibile reieșite din devizul general, care se adaugă la cei 5 milioane pe care noi îi aveam ca rest de plată. Domnul, din protocolul anterior. Ăștia? Stați să vă explic exact ceea ce se va întâmpla mâine. Ca să vedeți că primăria nu blochează absolut, absolut nimic, aceste lucruri sunt în devizul general, primăria mâine trebuie să-și asume acești indicatori tehnico-economici cu partea ei de cofinanțare, nu-i plătește mâine. Implicit se face, prin proiectul pe care îl avem, da? Se face ajustare pe lista de investiții conform acelui deviz general cu partea de cofinanțare a primăriei, la care se adaugă și aceste cheltuieli neeligibile în valoare de aproximativ 5 milioane. Într-o singură hotărâre de Consiliu Local, nu trebuie două. Nu știu exact cum au stabilit colegii mei de la Serviciul de Lucrări Publice și Tehnic, dar în baza devizului vă spun că în ședința de mâine aceste lucruri ce țin de primăria municipiului Slatina pentru că conferința de presă ați fost acuzați așa. Că aveți decât o singură hotărâre de Consiliul Local pe ajustarea indicatorilor tehnico-economici, pe jumătate treaba făcută am încheiat semnalizarea, pentru că nu aveți și proiectul de hotărâre care să găsească sursa de cofinanțare a cei 5 milioane de lei. Sursa de cofinanțare, acel contract pe care noi îl avem și acest deviz pe care noi ni-l asumăm, suma ce se va regăsi în lista de investiții, repet, va fi de aproximativ 10-11 milioane de lei, tot sub formă de credit de angajament. Acești bani vor fi bugetați în momentul în care CNI-ul ne va spune trebuie să plătiți din ei 300 de mii de lei. Atunci vor fi bugetați 300 de mii. Trebuie să plătiți că s-a trecut la partea de lucrări și trebuie să vă plătiți o parte de 5 milioane din cei 11 milioane. Atunci se va plăti. Până atunci se poate merge din punct de vedere legal și n-are rost să blocăm acești bani în bugetul local cu credit de angajament. Asta este asumare. Da? Bun. Pe
această modalitate legală și prin hotărârea de Consiliu Local pe care noi o vom promova, nu facem altceva decât să deblocăm situația în sensul de documentație completă, asumată și de către partenerul Primăria Municipiului Slatina și transmisă către Comisia Tehnico-Economică de la Compania Națională de Investiții. Este o etapă premergătoare pe care am făcut-o și la protocolul anterior când aveam alt constructor la sală și când erau lucrurile în derulare, după care se va merge pe comisii tehnico-economice interministeriale ca într-un final totul să se transpună într-o hotărâre de guvern, pentru că așa se fac aceste investiții. Probabil că nici în ședința extraordinară convocată de asemenea conform codului administrativ, sunt curios dacă în momentul de față va fi privită ca o urgență faptul că trebuie mai trebuie sau că au făcut de frica mea că a semnalizat eu că eu sunt baubau de la sectorul 5. Păi, eu pare, aștept... Păi îmi pare rău, dar... Aștept TikTok-ul. Ieșirea publică a fost tardivă. Vă arăt o întreagă corespondență cu cei de la Compania Națională de Investiții. Domnul Cismar. Vă arăt o întreagă corespondență în ceea ce privește realizarea studiului de fezabilitate. Domnul Cismar, eu știu lucrurile astea, ceea ce... și acum chiar vă cert... Ceea ce trebuia să faceți dumneavoastră și n-ați făcut-o era următorul lucru. Pe 26 septembrie când ați primit acea adresă trebuia să o faceți, domne, publică. Bun. Aici aveți și dumneavoastră partea de vină din punctul meu de vedere pe comunicare. Ulterior, de ce n-am făcut-o publică? În conținutul acestei adrese, ia uitați-vă ce avem. Așa, ce e acolo? Cifre, că nu da? Da, cifre, devize, asta le văd. Devize, da? Așa. Devizul general. Bun. Și de ce v-am împiedicat devizul general? Acest deviz general conținea anumite erori. Aha. Înțelegeți? Adică conținea erori în partea de plată de cofinanțare. Da, domnule, dar putea să spuneți sumele... măcar atât, domnul Cismaru. Domnule, putea să spuneți măcar atât, domne, CNI-ul pe 26 septembrie ne-a trimis oficial un mail în care ne cere să actualizăm indicatorii tehnico-economice ai polivalente. Și punct! Nu mai era 3 octombrie semnalizarea, nu mai știți, era butaforia, nu mai era circul. Opinia mea este că în momentul în care ies cu niște informații, eu vreau să ies cu ele complete, să știți. Implicit cu niște cifre, pentru că în momentul acela, dacă eu ieșeam cu niște sume, acele sume nu erau reale, pentru că a fost nevoie de rectificări pe devizul general. Da, am înțeles ce spuneți, proiectant. Am înțeles. Da? Eu am vorbit din punctul meu de vedere da. Ca al aceasta, comunicării. Aceasta a fost dumneavoastră a fost efectiv vorbiți întemeiat pe tot ce înseamnă ieșire publică mea și fundamentarea acestei ieșiri publice. Exact. Am înțeles. Nu am considerat că prin acest lucru suntem pasivi. Nu am considerat că prin acest lucru noi nu ne facem treaba. Dacă nu ieșim pe TikTok-uri sau dacă nu ieșim în public cu niște informații premature, ca să spun așa, asta nu înseamnă că noi în background nu muncim. Da. Și vă arăt ca urmare a acestei adrese inițiale există aproximativ 10 noi adrese de corespondență privind ajustări și privind actualizarea acestui deviz, care odată asumat în Consiliul Local produce și efecte. Da. Trebuie să fie informații corecte. Bun, dacă mai aveți ceva a spune pe sala polivalentă, ca să încheiem cu subiectul ăsta. Pe sala polivalentă mă bucur că am ajuns în această etapă. Este o etapă extrem de importantă și odată cu promovarea hotărârii de Consiliul Local și transmisă la București, avem toată încrederea că până la finele acestui an acest proiect va trece de comisiile tehnico-economice și sperăm cât mai curând la promovarea hotărârii de guvern, astfel încât să intre execuția propriu-zisă în linie dreaptă, partea de proiectare și de execuție. Da, e regulă. Bun. Mai vreau să vă întreb atât, vă întreb și chiar că închid subiectul ăsta pe polivalentă, las semnalizarea pe acoperișul prefecturii. Domnule Cismaru, vreau totuși să spuneți așa, de ce din 2014 până în zilele noastre n-ați reușit să faceți nimic cu această polivalentă? E vina primăriei Slatina, e vina CNI-ului, e vina lui Dumnezeu, a cui e vina? Vina este în primul rând a constructorului de la momentul acela,
care a câștigat licitația și care a intrat în faliment. A câștigat licitația, a ajuns la un anumit stadiu fizic, a intrat ulterior în procedură de insolvență sau faliment. Nu știu exact, că nu era contractor direct cu primăria. Nu mai contează. Slatina. Nu mai s-a tot încercat acea reorganizare în care el își asuma, conform prevederilor legale, continuarea acestor lucrări și reabilitarea firmei, ca să spun așa. Absolut toată documentația de la adică procurare... Adică nici nu putea, nici nu pleca. Nu, CNI-ul n-avea o bază legală să rezilieze acest contract. Am înțeles. Vorbesc de constructor. Nici nu putea, nici nu pleca. Nu. Apoi, absolut toată procurarea, de la materiale până la absolut punerea în operă, tot situații de lucrări, totul trecea pe la lichidatorul judiciar. Da. Asta din ședințele comune pe care le aveam în cadrul CNI-ului, la care eu participam personal. Da. Tot să deblocăm această situație. Ca într-un final, această societate să-și găsească sfârșitul. Cel puțin la Compania Națională de Investiții, nu știu mai departe, la Registrul Comerțului sau la finanțele lor. Atunci, Compania Națională de Investiții n-a avut decât o singură opțiune. Să renunțe la acest obiectiv și să ne lase pe noi cumva să ne descurcăm, investiția fiind una extremă pentru bugetul local, sau să reia acest proiect de la faza de studiu de fezabilitate nou, pentru că ceea ce se face acum a trecut o perioadă foarte mare peste această construcție existentă și trebuia să o ia de la faza de expertiză. S-a pornit de la această fază de expertiză absolut. O stadiu fizic actual, sumele cheltuite înainte, restul de executat care și ăla suporta ajustări, toată securitatea la incendiu, pentru că legislația s-a schimbat de 100 de ori în sensul ăsta și puțin nu putem 100 să... de ori. Și sub nicio formă... De ori pe an, poate. Exact. Și sub nicio formă nu poate fi un obiectiv care să nu fie autorizat, mai ales că este realizat la nivel de Companie Națională de Investiții. Toate aceste lucruri au etape pe care trebuie să le înțelegem. Licitația pentru partea... Și pe care nu poți... peste care nu poți sări așa că vrei tu. Gândiți-vă, licitația pentru partea de studiu de fezabilitate, apoi desemnarea acestui, emiterea ordinului de începere. Acum sunt etape la fel peste care nu se va putea sări acești indicatori înaintați. Vedeți, este o comisie tehnică la nivel de companie națională, o comisie tehnică interministerială la care participă inclusiv Ministerul de Finanțe. Da. Numai în urma unui aviz favorabil se poate promova hotărâre de guvern și introducerea ei în lista de investiții pentru partea de proiectare și execuție. Nădejde tragem? Eu sunt mai mult ca sigur că acest obiectiv se realizează. Bun, e în regulă. Doamne ajută să fie cu noroc. Bun. Canalul Sopot. Ce ați mai făcut pe Canalul Sopot? Pe Canalul Sopot s-a emis ordinul de începere pentru partea de proiectare. Documentația ne-a fost predată și în momentul de față suntem în obținerea tuturor avizelor necesare emiterii autorizației de construire. Din punctul meu de vedere, cred că undeva în jumătatea lunii noiembrie vom obține și ultimul aviz, pentru că trebuie să intre în anumite comisii, cel puțin pe partea de mediu. După ce va trece, pentru că este zona de jos a orașului, după ce va trece de această comisie, este ultimul aviz pe care îl așteptăm. Vedem în funcție de vreme dacă mai putem emite ordinul de începere în această toamnă spre iarnă sau dacă nu, că această investiție 100% va continua sau va începe în funcție de situația vremii în primăvara anului viitor. Pentru că a zis cuvântul mediu, așa știți, semnalizez și eu că e procedeu omologat, așa, semnalizez și eu ceva. Domnul Cacoveanu de la Garda de Mediu, nu vă mai duceți după fenta acoperișului de la prefectură, că v-ați dus pe un canal trimis pe fentă că e Alucao și ați descoperit de fapt că nu era Alucao. Da, o să detaliem și fenta asta joia viitoare, când o să vină Cătălin Ușurelu în emisiune la Imperativ. Bun. De la fenta, hai să trecem la parcările de tip puzzle, că se leagă oarecum, dacă stăm să ne gândim la puzzle, da? Există voci care spun că nu vreți să le dați în funcțiune. Dacă este așa, de ce? Dacă nu este așa, de ce nu este așa? Și de ce nu le pot folosi slătinenii? Sunt sigur că există voci și atât din rândul cetățenilor, pentru că, din păcate, a durat foarte, foarte mult până la
punerea în funcțiune și în perioada imediat următoare până la utilizarea lor. A durat foarte, foarte mult partea de branșamente la ele pentru că furnizorul de electricitate ne cerea acel dosar de utilizare. Noi n-am putut să mergem în paralel pentru că așa am făcut cereri să mergem în paralel cu branșamentul pentru partea electrică a lor pentru a fi alimentate ca în momentul în care s-au recepționat să fie direct funcționale. Ni s-a cerut acel dosar de utilizare, că asta este legislația, în care clădirea sau construcția propriu-zisă trebuie să existe astfel încât să se emită un aviz. S-a emis acel aviz și acel studiu de soluție, iar apoi partea de branșament a fost realizată de către furnizorul de electricitate. Procedură care a durat foarte, foarte mult, adică mai mult de o jumătate de ani de zile. Ca să înțelegeți, aceste construcții sunt gata de prin primăvara acestui an cu punere în funcțiune cu probe pe soluții de generatoare sau soluții alternative. Adică tot ce ținea de partea primăriei Slatina. Bun, în momentul de față, când s-a făcut și această branșare, trebuie să mai facem un lucru până să le dăm spre utilizare cetățenilor. Și anume? Trebuie să facem această ișcirizare, pentru că acel sistem este similar cumva unui lift. Uh-huh. Bun, pentru această ișcirizare, de asemenea, trebuie să avem neapărat un contract de mentenanță. Iar acum s-a desfășurat această procedură de licitație pentru că este foarte dificil, sunt foarte puțini operatori care fac o mentenanță la aceste, ca să spun așa, lifturi, da, peste o anumită capacitate de tonaj. Da, trebuie să fie acreditați pentru exact, asta, da. Exact. Am înțeles de la cei de la Direcția Administrarea Străzilor că au un ofertant, da, și că sunt în ultima fază de încheiere acestui contract. Deci probabil undeva săptămâna viitoare acest contract va fi încheiat, da, iar de săptămâna cealaltă se va trece la adjudecarea acestor locuri. Există un regulament aprobat prin hotărâri de Consiliul Local de către cei de la Direcția Administrarea Străzilor, da, cu tarifare cu absolut tot. În cazul în care se întâmplă să fie mai multe cereri și locuri mai puține, ca să spun așa, nu se mai trece la atribuirea directă pentru tarifarea aceea lunară, se poate face un fel de procedură de licitație, astfel încât cel care plătește mai mult să poată beneficia. Eu zic că din luna decembrie 100%. Bun. Hei, și acum să trecem la ceva ce cred că urmează a fi semnalizat, dacă s-a tot văzut pe acolo hashtag Blugi. Baza de agrement Dumitru Dobrescu. Am văzut o mulțime de utilaje, a prins ceva contur zona, dar eu mărturisesc, nu știu ce se va face și când se va termina. Și mi-asum lucrul ăsta. Se lucrează într-adevăr, sunt sub ordin de începere. S-a început în primul rând cu partea de dezafectare a tuturor structurilor anterioare. Iar în momentul de față trecem la sistematizare, astfel încât această zonă de agrement să fie redată cetățenilor anul următor. Ca să vă spun așa câteva mici detalii din acest proiect. Așa, dați de-n casă. Da, va fi o zonă foarte, foarte frumoasă cu o sistematizare de alei, cu locuri de joacă pentru copii, cu acel skate park care a fost foarte solicitat de către tinerii de pe raza municipiului Slatina, cu aparate de fitness atât pentru copii, adulți, cât și persoane cu dizabilități, cu zonă de șah, cu zonă de alei, cu zonă... Auziți, da, cărți, nu? Că vreau și eu un concurs de Popa Prostu. Că șahul am înțeles că e la mare vogă. Uite, vreau și eu. Mie îmi place Popa Prostu. Vreau să vreau și eu Popa Prostu. Dacă veniți într-o seară, ne spune și reușim să amenajăm o masă și în acest sens. Da, un șeptic, un Popa Prostu, un nu știu. Deși cred că cetățeanul vine cu ele de acasă. Păi nu, că nu. Venim noi de acasă cu cărțile, dumneavoastră, decât să ne puneți în masa. Sigur, există, da? Toate facilitățile necesare, astfel încât acea zonă să fie una foarte frumoasă, cu foarte mult verde și cu foarte multe opțiuni de a petrece timpul liber. Da, chiar vorbeam cu aseară, m-a sunat un prieten cu care nu mai vorbisem de mult, e drept, Horia, și zice... Doamnă, noi ce facem? Că, nu știu, zice, uite, mie îmi place să joc cărți. Și am zis, bă, și mie îmi place să joc cărți. Și zice, cum, unde jucăm și noi niște cărți așa? Și zic, bă, știi Popa Prostu? Zice, nu știu, dar învăț.
Zic că e în regulă, hai să faci și noi un concurs de popa prostu. Și pe aia zice, păi da, da, mie place și șeptică. Și șeptică, și război, și de toate. Bun, vreau să, o să iau pauză imediat, nu înainte de a încheia cu baza de agrement Dumitru Dobrescu, pentru că nu pot să nu vă întreb, domnule Cizmaru, de ce a durat atât de mult. Aceleași proceduri de licitație, de adjudecare, de realizare a documentației tehnice. Deci avem încă așa o nu știu cum să mă exprim așa, să semnalizez și eu cum trebuie. Avem încă o legislație stufoasă, alambicată. Eu aici mă refer la lucrurile efectiv care au ținut de la demararea procedurilor de achiziție. Adică mai mult de jumătate de an. Cu contestații, licitații că știm că să fac și pentru toată acea perioadă dinainte, știți foarte bine că situația juridică acestui teren nu ne-a permis să facem acolo absolut nicio investiție, pentru că nu era preluat și nu era cadastrat pe municipiul Slatina. Da. Ăsta a fost motivul pentru anii anteriori. Da. Dar pentru perioada asta de 6-8 luni de zile, într-adevăr, astea au fost procedurile la care trebuie să ne supunem cu toți. Deci când joc și eu cu Horică popa prostul pe baza de agrement Dumitru Dobrescu? Anul următor, cu siguranță. Puteți da o lună? Nu pot să vă dau o lună, că este în funcție de condițiile meteo. Depinde când se va emite acel ordin de sistare și ordinul de reîncepere. Dacă este cazul, dacă se poate lucra și sunt... Un anotimp puteți să-mi dați? Dacă nu puteți să-mi dați o lună, dați un anotimp. Cu siguranță spre sfârșitul verii, cel mai târziu. Da. Sfârșitul verii, a zis domnul Cizmanu, eu vă zic publicitate și ne întoarcem. Din nou direct, doamnelor și domnilor, invitatul meu și al noastră în această seară, domnul Cristian Cizmaru, city manager al primăriei municipiului Slatina, era să zic prefect de Olt. Serios, adică chiar era să zic. Bun, iluminatul public cu LED, unde suntem și ce se va mai face până la sfârșitul anului și unde, și vă rog, domnule Cizmaru, pentru că eu am în față vreo 33 de întrebări din care n-am parcurs decât 6, să comprimăm un pic, pentru că nici nu știu cât timp mai am, cred că s-a dus jumătate de emisiune, probabil că sunt la jumătate, exact, nici mai puțin de jumătate mai am din emisiune, așa că vă rog eu mult de tot, haideți să comprimăm. Sigur. Deci iluminatul public cu LED, unde suntem și ce se va mai face până la sfârșitul anului și unde? Foarte, foarte, foarte pe scurt. Nu pe scurt, nici chiar pe scurt, adică mă opresc eu când trebuie, dumneavoastră detaliați, că de-aia v-am adus aici, să detaliați. Mi-ar lua foarte mult să vă enumăr toate străzile, pentru că sunt 38 de străzi de pe raza municipiului Slatina pe care se efectuează intervenții. Pe 23 dintre acestea deja lucrările au început, se lucrează la partea de fundații, la partea de infrastructură, acele canaleturi, pentru că mergem foarte mult prin acest proiect pe subteran, astfel încât să nu mai avem acele cabluri înșirate între stâlpi, și că acest proiect trebuie finalizat integral la finele acestui an, pentru că este cu finanțare europeană și la 31 decembrie se stopează finanțarea. Bineînțeles că am atenționat constructorul în acest sens și a suplimentat numărul de echipe. În momentul de față se lucrează cu 7 echipe. Ați făcut licitație pentru asta? Sigur că da. Deci sigur nu e firmă da. De acasă, nu? Nu este firmă da. De acasă și nu înțeleg acest termen. Nu știu ce înseamnă acest termen. Păi nu-l înțelegeți dumneavoastră, dar cine scoate pe gură înțelege. Și știu că îl înțelege, care și de unde și de ce să-l înțeleagă. Bun. Dacă acesta este un termen administrativ, eu mă abțin. Păi, domnule Cizmaru, te poți numi firmă de casă când ai un expert într-o firmă de consultare care lucrează inclusiv pe unde poate, așa, o să detaliem altă dată, și care ți încasează, fiind expert cooptat într-un anumit minister cu greutate, îți ia salariul și de la firma de consultanță. Adică eu înțeleg de unde vine asta cu firmele de casă, dar le detaliem altă dată. Bun, pe anumite străzi din Slatina am văzut niște pancarte cu investiții pe Angel Salini. Vreau să vă întreb unde, când începe și când vor fi gata. Vreau să vă anunț că suntem foarte bucuroși că am reușit, pentru că mergem în paralel cu cei de la compania de apă, știți, sunt acele investiții pe care ei le derulează și la care noi avem neapărat nevoie de proces verbal de
terminarea lucrărilor de punere, de efectuarea probelor, ca să spun așa, astfel încât noi în platforma, pe programul Angel Salini, să putem să mergem mai departe să semnăm contractele. Din 12 contracte avem în momentul de față 5 contracte deja semnate, contracte de finanțare. Da. Sunt în valoare totală de 15 milioane de lei. Am să vă nominalizez și străzile, pentru că cetățenii trebuie să le știe. Este vorba de Tudor Vladimirescu, Vulturului, Panselelor, Artileriei și Depozitelor. Și sunt în proces de semnare. Așteptăm, v-am zis, singurele lucruri pe care le așteptăm sunt aceste documente de la compania de apă. În rest, noi ne-am făcut treaba, avem cărți funciare, avem studii de fezabilitate, avem absolut tot pe ele. Este vorba de Silozului, Dorobanți, Ecaterina Teodoroiu, Ionașcu și 13 decembrie, Recea, Constructorului și Vederii, care sunt la fel pe ultima sută de metri în ceea ce privește semnarea contractului de finanțare. Mai mult, la Tudor Vladimirescu am dat drumul la partea de proiectare, s-a recepționat, iar în momentul de față suntem în evaluare tehnico-financiară pentru desemnarea constructorului. Și la fel, această procedură o vor urma îndeaproape următoarele 4 străzi, ale căror contracte de finanțare sunt semnate, și sperăm ca în primăvara anului următor să înceapă toate aceste lucrări. Bun. În zona sensului giratorului de la Steaua, de la din cartierul Steaua, s-a deschis un nou șantier. De ce? Ce se face acolo? Lucrează cei de la dezvoltare urbană. Este oarecum un șantier pentru că vedem ei introduc acele borduri delimitatoare pentru spațiile verzi din proximitatea sensului giratoriu și că introduc de asemenea, pentru că fiind făcute acele săpături de către cei de la compania de apă, au putut și ei veni să-și introducă și pe aceste scoaruri, ca să spun așa, zone de spațiu verde, zone de flori, să-și introducă sistem de irigație, astfel încât să nu mai fim nevoiți vara să udăm cu cisternă. Auziți, dar cu bordurile alea de zona Alro, cu trasarea unei dungi care a demolat afacerile, care-i treaba? Este un proiect de reabilitare a străzii care a avut etapa 1 și etapa 2. Prima parte a străzii, acest proiect demarat de către primăria municipiului Slatina pe primărie și continuarea acestui proiect prin supralărgirea cu cele două benzi, continuat de către Direcția Administrarea Străzilor. Proiecte care au respectat în totalitate prevederile, inclusiv pe partea de marcaje rutiere, prevederile stipulate de către proiectant și cu avizul poliției municipiului Slatina. Deci dunga n-a tras o dânghete primăria Slatina, e a poliției rutiere, și nu? Și nici nu putem să facem aceste lucruri. A trasat-o inițial proiectantul, pentru că el este îndreptățit să facă inclusiv această sistematizare. Gândiți-vă, în caz de accident, Doamne ferește, nu pot să iau eu, Cristi Cismaru sau dascălul Claudiu de la Direcția Administrarea Străzilor, o decizie care privește... Păi domnul Dascălu și-a luat angajamentul, adică domnul Dascălu a promis, ca la pionier a fost domnul Dascălu. Bun, orice sugestie și orice petiție care vine din partea cetățeanului, în speță din partea cetățeanului afectat, lucru care nu s-a întâmplat nici la primăria municipiului Slatina și nici la Direcția Administrarea Străzilor, nu știu de ce s-a întâmplat către o altă instituție, pentru că atribuții foarte mari nu văd din acest punct de vedere, da? Deci problema cine o rezolvă până la urmă? Problema o rezolvă... Găleata cu Bidinea și cu Varu. Nu, problema o rezolvă Direcția Administrarea Străzilor, pentru care constructorul pentru acest lucru și poate să și proiectantul, da? Așa. Bun. Vii la Direcția Administrarea Străzilor, faci o petiție în scris, da? O înaintează spre analiză proiectantului, proiectantul dă o soluție care se avizează de către poliția cerplăți. Așa, și cu dunga aia, dunga până la urmă se trage sau nu se trage? Că din câte am înțeles și eu de la cei de la rutienă, nu se trage că se duce în cap tot traficul. E un element de periculozitate acolo și nu-și vor da avizul pentru așa ceva niciodată. Trebuie să obținem un punct de vedere abilitat. Proiectant, aviz poliție, circulație. Iar de acolo se analizează. Noi am supus analizării acest punct de vedere al cetățeanului, da? Deși totul s-a făcut într-o întrunire, din punctul meu de vedere, absolut nimic oficial la primăria municipiului Slatina. N-avem nicio solicitare, v-am zis, sau la Direcția Administrarea Străzilor. Bun.
un punct de vedere legal îl poate da proiectantul și poliția cu avizul rutieră. Poliției rutiere. Corect. Mai departe avizul. Nici dascălul, nici cismarul, da. Nici o persoană din cadrul. Da, eu sunt, municipiu. Eu așa știu, eu așa am întrebat și mi s-a spus că avizul poliției rutiere e cam pe nu, cât am fi noi de semnalizator, pentru că nu se poate. Intrăm într-o zonă de periculozitate recunoscut pe undeva în semnalizare, dar tot așa. Trebuie pe să ținem cont de faptul că este un... Pe manipulare. Bun, pentru că da. Vorbim de poliția rutieră, semafoarele inteligente. Mai vin când, unde... Semafoarele inteligente, că se lucrează de asemenea la infrastructura că lor, sunt vizate intersecții principale, ca să spun așa, și zone de trecere pentru pietoni pe zonele centrale. Acest proiect este de asemenea ca 99% din proiectele pe care le derulăm pe exercițiul financiar anterior, programul operațional, trebuie să se finalizeze până la 31 decembrie. Este în plină desfășurare acțiunea de fundații, de alimentare, de tragerea fibrei, parte din dotări au ajuns, sunt la sediul Direcției Administrare a Străzilor, urmează să se monteze toți stâlpii, după care se amplasează acele semafoare, acele camere, pentru că pe anumite zone, cum ar fi zona de la Catedrală, avem camerele pere cu identificare pentru numere, vor fi conectate la sistemul nostru și de telegestiune și la sistemul de supraveghere video pe care îl gestionează poliția locală în momentul de față, astfel încât să existe o monitorizare și o bună fluidizare a traficului în întreg orașul. Taxa de gunoi, am zis că o să revenim la gunoi, taxa pe gunoi, de ce s-a majorat și de ce oamenii trebuie să plătească retrograd. Vreau să vă mai întreb, ca să închidem containerul ăsta cu gunoiul, vreau să vă mai întreb dacă se cunoaște o creștere a colectării selective la Slatina. Dacă mai există gunoi în zona genelor de gunoi, că eu am mai văzut aproape în toate cartierele, bine, asta deține și de cum semnalizăm noi. Și mai vreau să vă întreb, domnule Cizmaru, există o chestiune nouă, practic, face cineva ceva cu oamenii care aruncă gunoiul la întâmplare, pentru că ați montat camere de supraveghere și cu portavoce. Asta pentru portavoce, asta pentru ce este? Că m-am uitat și eu la mine și am zis, bă, dacă pun acum, nu știu, lângă ghenă și nu bag în ghenă, o să mă trezesc că țipă cineva la mine prin portavocea și îmi spune, ești posibil de amendă, nu te-ai comportat cum trebuie și, că tot am zis amendă, câte amenzi au fost date pe aruncarea deșeurilor menajere în afara spațiilor amenajate și cum putem opri fenomenul dacă... Semnalizăm când trebuie. După cum știm, este un sistem la nivel județean de colectare a gunoiului. Noi, ca și celelalte localități, facem parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ulteco, care este practic organismul care gestionează, ca să spun așa, această colectare la nivel județean. S-a stabilit ca, odată cu încheierea acestor contracte la nivel județean, să se treacă la o nouă modalitate, și anume aceea de instituirea unei taxe speciale de colectare, pe care fiecare UAT în parte și-o aprobă, da? Urmarea calculelor și urmare a indicilor stabiliți de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, transmiși mai departe către fiecare UAT în parte spre aprobare în Consiliul Local și spre încasare de la cetățeni, astfel încât cetățeanul să plătească sub forma unei taxe, unui tarif stabilit prin hotărâre de consiliu local și nu operatorului direct. Practic, s-a plecat de la un preț de 11,74 de lei. Vorbesc aici pe persoană fizică, pentru că aici ne interesează cel mai mult. După care, urmarea derulării acestui proiect pe o perioadă de 6-8 luni de zile, s-a tras această problemă inclusiv de către Curtea de Conturi și de către fiecare UAT în parte, că efectiv sumele pe care le încasăm de la cetățean și în caz de încasare de 100% nu ajung pentru plata furnizorului de salubritate, colectorului de salubritate. Și atunci
S-a făcut o nouă analiză la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară împreună cu experți, la care s-a stabilit că, de fapt, costurile reale pe care le are operatorul sunt mai mari. S-a luat în calcul. Dar dacă ăsta, operatorul ăsta se trezește că mai are, nu știu, niște costuri reale mai mari peste 3 luni mai măriți, iar? Nu, sunt costuri care derivă din inflație, sunt costuri care derivă... Așa, și ce vi se pare că scade inflația? Sunt costuri care derivă din sumele pe care, din dotările pe care acesta le are. Tu, ce-ți vi se pare că inflația asta scade? Nu scade, urcă, să luptă Marcel Ciolacu cu ea. Da. Și cu domnul Boloș. Știi ce se întâmplă? Este obligativitate legală până la urmă și taxele și impozitele locale. Noi nu le mărim, cum este cazul și pentru anul viitor, dar inflația este obligatorie. Ce zici, să mai ziceți o dată? Nu mărim anul viitor taxele și impozitele locale la Slatina? Nu. Vor rămâne la același nivel cu al anului acesta, exceptând, bineînțeles, partea de inflație, care este obligativitate legală. Da, haideți cu portavocea, că mai am întrebări și mă presează timpul. De fapt, nu este o portavoce, sunt acele sisteme de identificare și transmitere în dispecerat. Da, domnule, să uite cineva la noi când aruncăm pe lângă. Asta a fost ideea de la care am plecat cu suplimentarea. Și să uită sau nu să uită? Haideți să vă spun cum am văzut acest proiect. Integrat, în sensul că avem achiziționate în jur de 160 de containere underground pe care să le suplimentăm la cele 2 sau 3 pe care le are fiecare zonă în parte, da? Bun, având 5 fracții, vom putea colecta inclusiv la nivel de bloc selectiv. Știam că lucrul ăsta va fi foarte greu și este greu la început, ca orice lucru nou. Dar atunci am zis, dacă la momentul ăsta, când ai o colectare asupra tuturor deșeurilor pe care le ai în casă și te duci și arunci, este foarte simplu, nu ai decât de aruncat acolo. Când vei avea de aruncat selectiv și vei coboră și cu peturi și cu sticlă și cu menajerul și așa mai departe, fi funcționabile și atunci, există posibilitatea să avem un haos și mai mare acolo, dacă l-avem în momentul de față, când lucrurile sunt foarte, foarte simple. Și atunci aceste camere au venit în suplimentarea acestui sistem care este în curs de implementare și care vor supraveghea preponderent în cursul acestui an. Camerele sunt deja amplasate, urmează branșarea lor, iar partea de colectare sunt deja furnizate, urmează amplasarea lor când ne va permite vremea și, bineînțeles, după obținerea autorizației. Bun, câte minute mai am ca să știu că deja trebuie să selectez din întrebări? Colegii din emisie, îi rog să-mi spună câte minute mai am. 9, 10, 1, așa, din partea casei. Bun, strada Pitești, în ce stadiu suntem când e gata? Strada Pitești este... Mă aveți 10 minute, vă rog să comprimați. Strada Pitești mai are două puncte de realizat, acel sens giratoriu de la Dedeman și acea protecție a conductei transgaz, ce a fost descoperită în timpul lucrărilor, astfel încât noi să venim cu ultima parte de asfalt, cu uzura și să finalizăm acest proiect. Undeva în a doua jumătate a lunii noiembrie, cu siguranță, strada va fi finalizată. Bun, varianta Oituz, n-am văzut niciun utilaj, carosabilul actual e din ce în ce mai prost, oamenii își rup la propriu mașinile. Ce aveți de gând? Constructorul este desemnat, autorizația de construire este emisă, decât că nu s-a putut începe. De ce? Pe ce motiv? Pe motiv că ați văzut, încă nu sunt readuse la stadiul inițial partea de carosabil de pe Tudor Vladimirescu, iar noi suntem forțați să deviem traficul. Cine trebuie să le aducă? Cei de la compania de apă prin constructorul lor. Aha, deci asta e o întrebare pe care să-i o pun domnului Ușurelu. Cât exact mai au de gând să... Da, bun, în momentul în care readuc la stadiul inițial și putem reda traficului această zonă de Tudor Vladimirescu, putem bloca această stradă pentru că sunt lucrări destul de ample. Vrem la film, când va intra în reabilitare Centrul Cultural Eugen Ionescu? Sunt în procedură de evaluarea ofertelor tehnico-financiare. Când ne vom putea uita la film? Eu înțeleg că au o perioadă de execuție de 18 luni, inițială dată de proiectant. Wow! Dacă începe în primăvară, dacă avem constructor desemnat, depinde cât își asumă și acesta ca perioadă de execuție. Deci cel peste puțin, aproximativ 2 ani, eu zic că cel puțin un an de zile că se repară la el, pentru că sunt reparații capitale. Da. Cinema Victoria.
Acolo de ce nu funcționează? Cinema Victoria sunt ceva probleme pe partea de infiltrații la, la zona de jos, pentru că prin proiectul care a fost făcut pe fonduri norvegiene, n-au fost prevăzute aceste intervenții pe laterale cu preluarea acelor ape care se infiltrează din stradă, acest imobil fiind mult sub nivelul străzii. Asta e vina proiectantului? Am putea spune că este și vina proiectantului, pentru că trebuia să facă niște studii în ceea ce privește și partea de jos. Și atunci, în regie proprie, am alocat o sumă de bani astfel încât să facem această izolație și aceste reparații interioare. Cum v-a scăpat asta cu proiectarea acolo? Adică, nu știu, vă întreb. Știți ce se întâmplă? Este o persoană abilitată. Tu, dacă vii cu o opinie proprie, nu este luată în calcul. Aha. Deci poți să faci ce vrei tu. Ei fac un expert. Dacă îți plouă după aia. Ei au un expert, au persoane abilitate. Da, fondul norvegiene, corect. Da. Cinema Lumina. Ce se mai aude? E al primăriei, e privat. Ce putem face acolo? Cinema Lumina este proprietate privată a Radef București, care înțeleg că în momentul de față este în procedură de insolvență. Ah, deci e frumos. O luăm de la capăt ca și cu Polivalenta, nu? N-avem nicio șansă pe cinemaul ăla. Să-l luăm cumva, nu știu. Nu. Da, s-au mai încercat, ăsta e termenul corect, variante pentru reabilitarea centrului vechi al orașului. Vă întreb, mă refer strict la clădiri, chiar nu există nicio variantă legală pentru a putea interveni? Pentru că în alte orașe s-a putut. Eu tind să cred că în alte orașe s-a putut sub responsabilizarea proprietarului. Cu acordul proprietarului, nu? Sub responsabilizarea lui. Există această pârghie prin care poți să-i majorezi pentru construcție degradată, să-i majorezi impozitul foarte mult, însă la noi vedeți că este o situație puțin specială. Nu o găsim ca o scuză, dar proprietari care locuiesc pe zona de centru vechi sunt foarte, foarte puțini. Majoritatea sunt cabinete de avocatură, majoritatea imobilelor funcționează ori, nu știu, latura asta juridică, ori dacă nu, privați. Și proprietarii sunt foarte, foarte greu identificabili și nici nu... Și mulți dintre ei sunt în vârstă și fără posibilități materiale. Exact. Fără posibilități materiale și să știți că nici nu au fost foarte respondenți, ca să spun așa, la momentul la care s-au organizat prin 2013-2014 acele concursuri care găsiseră oarecum o formă legală cu reabilitarea fațadei de către primărie, cu condiția că alea au un regim special, nu poți să, în momentul de față, să menții arhitectura, nu poți să bagi termopane, nu poți în să... În momentul de față, din punctul nostru de vedere, complicat. Acele lucruri nu sunt în tocmai în legalitate, astfel încât noi să putem face intervenții pe proprietate privată, pe imobil privat. Da, și atunci, singura posibilitate care rămâne în analiză ar fi aceea de a le majora aceste impozite în condițiile în care nu-și reabilitează clădirile, cel puțin la nivel stradal. Aveți așa în intenție chestia asta? O analizăm, da. Pentru că este singura posibilitate legală pe care o avem în momentul de față. Știți că vii puneți în cap rău, nu? Există și lucruri neplăcute. Și copiilor lui o să vă sară. Să știți că nu întotdeauna toate lucrurile sunt plăcute, astfel încât să fie o zonă decentă. Așa o să zică și domnul Șurelu cu ca o joia viitoare când o să vină. Bun! Stațiile de autobuz au dispărut, cele vechi, înțeleg că o să apară altele, că doar nu ne lăsați așa în ploaie. Când vor ajunge cele noi, este de fapt întrebarea, și pe ticketing, ce se mai aude, când o să pot să-mi iau bilet cu telefon? După cum știți, acesta este un proiect integrat cu stații, cu telegestiune, cu eticheting, cu absolut tot. Stațiile vor începe să vină, pentru că se lucrează la fundațiile celor și branșamentele celor ce vor veni. În momentul de față au fost dezafectate celelalte, cele vechi. Sunt 21 care vor veni cu sistem de eticheting, 21 de tipul B fără sistem de eticheting. Încep să vină din 15 noiembrie și să fie amplasate, astfel încât până la finele anului să se încheie și acest proiect, implicit și partea de validatoare de eticheting, de soluții, astfel încât în baza unui cont sau în baza plății cu telefonul sau cu carduri dedicate să beneficiem de aceste facilități. Da, panourile fotovoltaice la școli, data trecută când ați fost la OLTV, ați spus că proiectele pentru aceste panouri erau în faza DALI. Unde suntem acum? În momentul de față sunt toate documentațiile recepționate. Trei dintre unitățile de învățământ, GPP1, GPP3, dacă nu mă înșel, și încă o unitate de învățământ gimnazial,
Sunt în faza de livrare a acestora, pentru că atâta ne-a permis bugetul pe anul acesta. Vom vedea exact, pentru că este și un proiect pilot, vedem exact, odată cu implementarea acestui proiect, pe timpul iernii, pentru că este cea mai relevantă perioadă, pentru că acum sunt încărcările mult mai mici, fiind ziua mult mai scurtă, și vom vedea exact care este eficiența și din primăvară vom decide exact cum și câte vom mai achiziționa și pentru celelalte unități de învățământ care de-abia așteaptă lucrul ăsta având documentația gata. Da. Domnule Cizmaru, vreau să vă întreb așa, direct și imperativ. Dumneavoastră vă plac pistele astea de biciclete pe care le-ați făcut? Pentru că, practic, lumea vă acuză de ceea ce vede. Și ce vede lumea? Că sunt niște dungi verzi trasate pe trotuar și că în alte părți, în alte orașe, pistele de bicicletă sunt făcute altfel, adică pe lângă trotuar. Nu știu, vă întreb, vă plac? Dacă vedeți acest proiect și pe raza municipiului Slatina, sunt zone unde pista este pe trotuar, unde pista este pe carosabil și veți vedea în continuare, pentru că acest proiect nu este finalizat. Dar n-ați luat în trotuar cum erau mici? Cea mai mare problemă... Bine, asta nu înseamnă că nu mergem pe ele, adică nu fim ipocriți. Cea mai mare problemă a fost infrastructura existentă, pentru că am avut aceste discuții cu proiectantul inițial și ne-a spus, nu vă permite nici partea carosabilă, pentru că nu mai prezintă siguranță să faceți pistele acolo și nu aveți lățimea necesară, există singura variantă astfel încât să aveți un proiect care are o continuitate, că altfel am fi fost nevoiți și atunci în detrimentul îngustării trotuarelor, ca să spun așa, am vrut să avem o pistă de bicicliști care are un început și un sfârșit. Adică are și ea o continuitate. Pentru bine, că altfel, și bicicliștii să știți că tot pe trotuar merg. Adică se poate merge și noi merg și ei. E davalma. Pentru că gândiți-vă ce ar fi însemnat să avem porțiune din strada asta dedicată cu pistă pentru bicicliști, întreruptă, iar să pornim, să plece o stradă în stânga, să ducă nicăieri. Știți, e exact cum erau și acele trotuare făcute de, nu știu, prin ce comună, care duceau un câmp. Uh-huh. Sau un parc care n-avea nicio legătură de infrastructură. Da. Ăsta a fost, într-adevăr, reversul medaliei, ca să spun așa, a fost partea mai puțin pozitivă, faptul că aceste piste se realizează nu pe o infrastructură cu care vii de la început, ați văzut cum am venit cu strada văilor, uh-huh, unde o faci, o resistematizezi și găsești o soluție astfel încât să nu fie pe da, trotuar, și să-ți permită să se desfășoare și traficul auto în condiții de siguranță. Da, deci avem pistă de bicicletă pe Vintilă, Voda, Ecuza, Văilor și Cirașov, mai urmează? Da, vedeți, sunt aceste trei tronsoane care practic pornesc din partea de jos a orașului și se termină tot acolo. Zona de Caterina nu poate fi făcută în momentul de față, că cei de la KO9 au terminat. Continuă lucrările de pe Cireașov, se extind și pe partea de Artilerii, ca să venim până în sensul giratoriu cu Ecaterina Teodoroiu. Crișanu, Titulescu sunt în realizare până în zona de Nebălcescu cu Tudor Vladimirescu. Da. Zona de intrare pe partea. Trei întrebări mai am, da, cât un minut, ce un minut, nu știu, câteva secunde la fiecare. Domnule Cizmaru, spațiul fostei unități militare. Da. De ce nu curățați terenul ăla de acolo? Ar fi o întrebare semnalizată, tot procedura sponsorizare TikTok. Oportunitatea este, dumneavoastră vreți să faceți așa, blocuri pentru, blocuri de locuințe, creșă, grădiniță. În semnalizare se zice așa, râd că e de râs, adică e circ total. Se zice parc verde, codru verde, așteptam să aud și o privighetoare așa, care trece pe deasupra capului și cântă la ureche, dar n-am, poate data viitoare. Dau și eu o sugestie. Așa. Fără, din partea casei bonus. Deci, spațiul fostei unități militare. Predominant pentru zona care a rămas neacoperită, ca să spun așa, de investiții în momentul de față. Așa cum este, cum a fost și conform protocolului pe care l-am încheiat inițial la predarea acestui teren, schimbul pe care l-am făcut cu MAPN-ul. Așa. Acolo și s-a încercat lucrul acesta vreo 2 ani de zile, except în perioada pandemiei, când efectiv nu a mai fost interes din partea operatorilor economici, era să facem un mare centru comercial, un mall, da? Uh-huh. Bun, a fost această procedură, poate fi verificată la Direcția de Patrimoniu, în care
Au fost depuse oferte neconforme? Bun, a fost, da? Numai ce faceți acolo? Nu s-au acum finalizat. Bun, de ce nu curățați terenul, domnule Cismaru? Am să discut cu cei de la dezvoltare urbană, dacă să mai intervină. Deși din punctul nostru de vedere că cei de la poliția locală efectuează, să știți că întotdeauna efectuează acțiuni pentru cei care depozitează necontrolat și cei care depozitează necontrolat acolo. Da, dar sunt și multe uscături pe acolo. Înțeleg, multe, dar... Sunt foarte multe uscături, dar gândiți-vă că faci săptămâna asta și săptămâna viitoare trebuie să faci din nou, pentru că ele cresc și este o cheltuială pe acea suprafață, este o cheltuială foarte, foarte mare pentru cei de la dezvoltare. De acord cu dumneavoastră, dar asta nu înseamnă că trebuie lăsate să crească cât noi de înalte, adică... Într-adevăr. Da? Da. Bun, ce rămâne acolo? Rămâne cum am stabilit, da? Adică locuințe, creșă, grădiniță. Așa intenționăm. Cine vrea... privighetori să facă un referendum. Eu cred că este viziunea noastră. Eu cred că o zonă verde, să o continuăm tot cu o zonă verde. Da, domnule, pe oportunitate sunteți suveran. Ce să adică hai să nu mai manipulăm, să o putin, să o semnalizăm cum vrem noi. Că avem o zonă destul de generoasă acolo, de spațiu verde. Da. Bun. Care este până la acest moment nivelul de absorție al fondurilor din surse externe? Câte pe fonduri guvernamentale, câte pe fonduri europene? Și m-am întrebat și pe Avalas, că nu m-a timp. Ca o sinteză am să vă fac, am să vă spun foarte pe scurt. În momentul de față, prin programul național pentru reabilitarea blocurilor, prin programul operațional regional, prin programul Angel Salinii, de care v-am menționat mai devreme, și prin programul național PNRR, derulăm sau avem contracte, cel puțin contracte semnate, în valoare de 198-200 de milioane de lei. Sunt sume foarte, foarte mari, sume pe care nu ni le-am permite din bugetul local și care, spun eu, cel puțin pe partea de POR, unde avem 23 de milioane deja virați și urmează încă 52 de milioane să fie rambursați până la finele acestui an. Avem un nou contract semnat anul acesta pe ordonanța 18, un contract de 34 de milioane de lei care a fost semnat săptămânile anterioare la Ministerul Dezvoltării și nu ne oprim aici, scriem în continuare proiecte. Avem acest proiect de 17 milioane cu dotarea unităților de învățământ, ateliere, laboratoare și așa mai departe, etapa 2 a proiectului anterior, sunt lucruri pe care noi le facem pentru a absorbi banii și cu siguranță îi absorbim pentru că sunt deja contractați. Da. Până acum eram acuzați că suntem în secolul 18 și că suntem în beznă, așa, a venit arhanghelul de la sectorul 5 să ne lumineze. Domnule Cismaru, 1,5 milioane de euro pentru beculețele sărbătorilor festive de iarnă. Dom'le, e mult? E puțin? Ar trebui să... Știți că ce e mult strică și ce puțin ajunge. Ar trebui să întrebați pe toți cei de pe străzile secundare care tot care așteaptă... Care anul trecut au spus că știu, așteaptă, ia uite, numai care, voi pe bulevard sunteți care, privilegiați exact, și pe noi, exact, iar suntem la și alții exact, și așa. Lucrurile da, erau știu, foarte sensibile, cetățenii știu au venit... Știu și aveau și dreptate. În nenumărate rânduri și au spus, domnule, pe strada noastră de ce nu se pune? Pe strada noastră de ce nu se pune? Și atunci am zis, ok, haideți să începem să cuprindem pe cât posibil, să cuprindem și străzile secundare, nu doar zonele principale, sau să relocăm din cele care au fost și, spre exemplu, mai merg doar o parte din ele, sunt mult mai mici, ar merge pe străzi secundare, să le relocăm pe străzi mai mici, astfel încât să cuprindem o zonă mult mai mare ca spiritul sărbătorilor în ceea ce privește acest iluminat festiv, să fie și pe foarte multe din străzile secundare. Acesta a fost principiul nostru. De Crăciun facem? Facem. Facem. Bun. Ce nădejde trageți pe rectificarea bugetară de la guvern, dacă sperați să primiți sume? Atâta spuneți da sau nu, că vă mai chem, mai am multe întrebări, dar vă mai chem luna viitoare. Vreau promisiunea dumneavoastră că veți onora o altă invitație pentru luna viitoare. Sigur. Atunci ne spune și pentru ce vor fi folosite. Sunt foarte multe întrebări. Deci, trageți nădejde pe rectificare bugetară din banii de la guvern? Orice OAT așteaptă acest lucru și este binevenit pentru că necesită, sunt foarte multe, cel puțin pe partea de funcționare de servicii.
Pe partea de dezvoltare, eu zic că ne-am drămuit banii foarte, foarte bine. Partea de funcționare, vedem și noi că duce în sume foarte, foarte mari și ar fi o degrevare pentru noi și o gură de oxigen pe final de an. Vă mulțumesc mult pentru prezența, domnule Cristian Cizmaru, așa cum a promis doamnelor și domnilor și cum a promis domnul Cristi Cizmaru, City Manager al Primăriei Slatina. Ne vom vedea cu dânsul și într-o altă emisiune, mai să mai treacă un piculeț. Vă doresc vă doresc să rămâneți în același ghete din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc mult. Pentru că oricum nu dormiți. Până în punct ediției Imperativ din această seară, ne revedem joia viitoare. La Imperativ, în locul domnului Cizmaru, va fi domnul director de la compania de apă Olt, Cătălin Ușurelu. Greu și acolo, întrebăm, așteptăm explicațiile de rigoare, o să vedem ce se întâmplă și cu CAO, de la prețul apei până la bordurile care încurcă și care... da, și care. Mulțumesc încă o dată, vă spun ca de obicei, până joia viitoare, fiți imperativi și cu zâmbetul pe buze, că circa avem, avem și popcorn, dacă nu pufulesc ca la domnul Ciolacu, ne revedem joia viitoare, seară bună, mulțumesc domnule Cizmaru. Vă mulțumesc și eu.